aceste ședințe sunt necesare? Cum se stabilește numărul lor? În principiu, eu nu sunt adeptul stabilirii unui număr, fiindcă se stabilește un număr de ședințe în fel de pata lui Propust, în care punem pacientul și încercăm să standardizăm ceva. Sunt foarte mulți oameni, foarte mulți terapeuți care tind să facă seturi de câte 10 ședințe. Vreau să iau câteva momente să explic de unde a pornit această poveste cu 10 ședințe, fiindcă sunt foarte mulți pacienți care ei înșiși spun, a, după 10 ședințe o să fiu bine. Nu! 10 ședințe e ca și când am afirmat că același instrument, aceeași doză de medicament este valabilă și benefică oricui. Nimic nu ar putea să fie mai departe de adevăr. Oamenii nu sunt toți la 1,60 m sau 1,70 m sau 1,80 m. Sunt toate nuanțele de gri. Deci, ideea este că în China modernă, în China postcomunistă, din cauza nevoii enorme de terapeuți, deci un raport foarte mare pacienți la terapeut, adică foarte mulți pacienți care ar trebui să fie tratați de un singur terapeut, s-a încercat o standardizare, s-a încercat o abordare terapeutică cât mai reproductibilă și care să dea cât mai multe beneficii unui volum cât mai mare de pacienți. Asta înseamnă însă că per pacient calitatea serviciului scade. Asta înseamnă că pacienții în China cel puțin și din păcate se aduce și această abordare și la noi, de multe ori sunt tratați mai mulți, 5, 7, 10 în aceeași încăpere. Nu se acordă foarte multă atenție fiecare, adică se vorbește 2, 3, 5, 10 minute. Bineînțeles, nu toți terapeuții fac așa. Dar eu personal nu sunt adeptul unui astfel de stil, ci sunt adeptul unui stil în care se pune mult mai mult preț pe detaliu, pe atenția acordată fiecărui pacient. Și atunci este important să putem să facem aceste lucruri.